ce concluzii principale s-au desprins din discuții și ce perspective sunt? Da, așa este, o ședință convocată de către reprezentanții Primăriei Municipiului Roman tocmai pentru a clarifica anumite aspecte de natură contractuală și pentru a rezolva de urgență problema furnizării continue ape în Municipiul Roman. Ceea ce constatăm că s-a întâmplat de săptămâna aceasta, o mărire a timpului de oprire a apei în Municipiul Roman, care a generat foarte multe neplăceri și de aceea am intervenit atât cu convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență cu propunerea măsurilor rapide de intervenție și mă refer aici la achiziționarea unei cantități mai mari de apă de la Apa Vital, alocarea sumelor pentru a se putea face acest lucru, pentru intervenția în zona de captare, de urgență în zona de captare și pentru intervenția pe un termen mediu în zonele în care sunt pierderi foarte mari. Din ultima statistică pe care am primit-o de la ADI Aqua Neamț, se constată că aproximativ 70% din apa pe care o extrage compania este pierdută. Deci aici este necesară o strategie imediată de intervenție pentru a limita aceste pierderi care să se transforme în profit și de aceea trebuie compania să vină cu un plan pe termen, într-un timp cât mai scurt pentru aceste intervenții. Ce perspectivă? Când vor avea romașcanii un semnal cât de mic că se va îmbunătăți programul de furnizare a apei? Noi sperăm imediat, adică într-o zi, două, să fie reluat acest program, având în vedere că ne-au asigurat reprezentanții companiei că sunt în discuții cu cei de la Apa Serv pentru a mări capacitatea cu apa vital de a mări cantitatea de apă care o preiau de la, din conducta lor. Cine suportă aceste costuri legate de apa vitală? Evident, compania. Domnule deputat, știm că în spate totuși există o voință politică care trebuie pusă în mișcare. Ținând cont că compania Apa Serv aparține de un anumit spectru politic, credeți că există această voință din partea cealaltă să rezolve problema romașcanilor? Eu vorbesc pe ceea ce constat și de aceea am avut o discuție foarte aplicată, foarte serioasă, foarte sobră, pragmatică și la obiect. Și am spus foarte clar că Romanul nu e în situația Harcovului sau Mariupolului, nu e bombardat și nu se poate asigura alimentarea cu apă. Ne-am spus foarte clar că Apa Serv a dovedit de-a lungul timpului că este un operator care are o funcționare deficitară. Mereu am avut aceste probleme. În perioada când am fost primar, prin planul integrat de dezvoltare urbană, am reușit să schimbăm peste 30 de kilometri de rețea de apă în oraș, circa 33% de rețeaua oraș apa rețea de alimentare cu apă este schimbată. Sigur, operatorul nu și-a făcut treaba și a lăsat să existe apă și pe conductele vechi, trebuia să intervină. Le-am spus foarte clar că, conform capitolului 2, articolului 9 din contractul de delegare, lucrările de întreținere, înlocuire și lucrările de capital, lucrările de investiții sunt în atributul operatorului, pentru că este stipulat foarte clar și ei trebuie să țină cont de acest lucru. Nu trebuie să o arunce pe primărie, pentru că când e de făcut reparații, îi spun că primăria trebuie să o facă. Când e de încasat bani, încasează operatorul. Atâta timp cât tu, operatorul, încasezi în integrum acești bani, nu se poate ca tu să fii cu veniturile și altcineva să fie cu cheltuielile. Sigur că noi suntem foarte atenți și suntem în acest spirit. Domnul primar deja a luat inițiativa, a depus prin Planul Național de Investiții Saline reabilitarea unui rezervor de 5.000 de metri cubi pentru alimentarea orașului. Dar ei spun că au 70% pierderi. Dar atenție! Pierderile astea nu sunt doar în totalitate în rețeaua de alimentare a apei pentru oraș. Sunt în rețeaua de transport care vine de la puțuri. Sunt în rezervoarele care au scăpări foarte mari. Lor le ușor să paseze acest lucru. Noi trebuie să fim foarte responsabili, să nu luăm vulpea de coadă și să o învârtim să vedem de unde se agață. Ci trebuie efectiv punctual să rezolvăm aceste treburi, de pentru care le-am solicitat în timpul cel mai scurt posibil până săptămâna viitoare să găsească soluții astfel încât să intrăm măcar într-o primă etapă cu asigurarea alimentării cu apa orașului pe timpul zilei în integrum, iar în
Pasul 2, să încercăm și pe timpul nopții. Suntem în anul 2022, sigur că înțelegem condițiile obiective, faptul că e secetă, faptul că în această vară de la 25-30 de metri cub pe secundă, cât avea în vers similare Moldova, a ajuns la 4 metri pe secundă, că pânza freatică s-a retras, dar pentru asta trebuia să fie lucrări de nisipări făcute în puțuri, de a înlocui pompele vechi, primăria împreună cu ei și-a dat concursul, dar vedeți că ei vin, anunță, iar ulterior nu se întâmplă nimic. Acest lucru ne-a supărat foarte tare, de aceea împreună am venit astăzi și am spus și o repetăm. Operatorul APA SERV, chiar dacă este un operator județean și ține de Consiliul Județean, nu de Primăria Roman, totuși el are acest atribut de a asigura un serviciu în funcționalitate optimă pentru municipiul Roman, de acolo unde încasează banii. Nu se poate cineva cu banii și cineva cu cheltuielile. Important este să fie o implicare și să vedem soluții și de asemenea să existe și un program de investiții pe perioada imediat următoare, astfel încât, nu știu, în 5, în 6, în 7 ani să putem avea asigurată înlocuirea tuturor rețelelor de apă din municipiul Roman. Domnule președinte, sunteți afectat la fel ca toți romașcanii pentru că locuiți la un etaj care nu aveți apă și sunteți, cred că, primul președinte de partid care sunteți cot la cot cu romașcanii care au lipsă de apă. Ce demersuri veți face dumneavoastră în spectrul politic și al romașcanului afectat? Țin cont că ați fost și prefect și ați avut o atitudine foarte acidă la conducerea apa, să știind situația de atunci. În momentul de față, din punctul nostru de vedere, ce forțe ar trebui conjugate să putem avea apă până la urmă? Îmi păstrez atitudinea care aveam în trecut vis-a-vis de prima remarca dumneavoastră, dar sunt unul dintre mulții, dintre miile de rămașcani care sunt afectați direct de lipsa apei, pentru că locuiesc pe centru, pe Bulevardul Roman Mușat, etaj 4, etaj superior, de altfel, în care de la intervalul 10:30-11 seara până dimineața spre 6:30-7 nu am apă. Din nefericire, în foarte multe zile din această vară, inclusiv și acum câteva zile în urmă, apa se stată de la 13 la 16, ceva de genul ăsta. Multe zile din vara curentă, apa se stată cu jumătate, aproape jumătate de zi. Adică e foarte greu și cu copiii mici și cu gospodărie și cu familie să poți să își gestionezi corect lucrurile în gospodărie. Și sunt, cum spunea și dumneavoastră, și e corect, direct afectat ca miile de romașcani care trec prin aceeași situație. În urma discuțiilor convocate de domnul primar Leonardo Achirilu astăzi, apreciez foarte mult disponibilitatea și îngrijorarea lui domnului primar pentru situația apei în Roman și foarte bine a făcut că i-a convocat pe cei de la ADEA Coaneamț și pe operator, pe directorul Bogdan Mușat de la APA SERV pentru a purta discuții și cu compartimentul juridic de la primărie și cu cei de la investiții din primărie pentru a încerca să ajungem la un numitor comun. Din punctul meu de vedere, APA SERV, companie care trebuie spus foarte clar de fiecare dată noastră presa din Roman, e o recomandare, Doamne ferește, nu e altceva decât o recomandare sau o sugestie, trebuie să spuneți foarte clar. APA SERV este o companie care aparține Consiliului Județean Neamț, nu aparține primăriei municipiului Roman sau primarului municipiului Roman. Această companie, din punctul meu de vedere, este prost manageriată de ani de zile. Nu de acum, nu de ieri, nu de azi, de ani de zile în urmă, din 2016 încoace, aproape 6-7 ani de zile, este extrem de prost manageriată, pentru că nu am văzut niciun plan. Adică știm cu toții, știe APA SERV că are 70% pierderi de pe rețeaua de apă și de transport, știe APA SERV că an de an te lovești de acea sece despre care vorbeau și colegii mei mai devreme, știi că ai probleme majore cu infrastructura de transport la Roman a apei, dar în ultimii 7 ani nu faci nimic, investești aproape zero. Sau investești niște bani acolo care oricum nu înseamnă aproape nimic în substanțial, adică să vezi ceva, că s-a schimbat ceva în bine în calitatea serviciilor în Roman. Lipsa unui proiect de management pentru Roman dedicat din partea companiei APA SERV mă face să cred, sunt convins de acest lucru, că managementul este execrabil, este foarte prost, că această companie pe românește sau reprezentanții companiei doare undeva de problema romașcanilor și sunt convins încă de un aspect, că ați ridicat și aspectul politic, sunt convins că cei de la care conduc astăzi vremelnic CJU îi doare fix în cot de problema romașcanilor. Pentru că dacă erai un președinte de CJ responsabil, îți chemai în subordine imediat pe cei de la APA SERV, pentru că e compania Consiliului Județean, și căutai soluțiile tehnice, financiare, manageriale, de a rezolva problema romașcanilor. Pentru că în Roman nu trăiesc oameni cu o culoare sau alta politică. Trăiesc cu oameni, trăiesc cu romașcani, 60 și ceva de mii de romașcani, care trebuie să aibă servicii de calitate. Plătim al patrulea, cred că cel mai scump preț din România astăzi,
la servicii de apă și canalizare operatorului APA SERV, dar primim printre cele mai proaste servicii înapoi, ceea ce este inadmisibil. A cerut domnul primar în ședința convocată adineauri ca, într-un termen de 30-45 de zile maxim, să vină operatorul, adică APA SERV, cu un proiect clar de investiții pe următorii ani în Roman, care să ne arate an de an câți bani se investesc în Roman, ce rețele, câți kilometri de rețea de apă se schimbă, se înlocuiește și care este termenul, într-un calendar de 3-4-5 ani, nu se pot face minuni peste noapte, asta e clar, dar termenul clar în care se rezolvă această problemă. Operatorul, cu jumătate de gură, ce e drept aici să recunoaștem, a asumat că va veni, dar să vadă dacă are disponibilitate, dacă are bani. A fost întrebat cu subiect și predicat. Dom'le, Matane încasează niște bani foarte mulți de la municipiul Roman, de la populația din municipiul Roman. Banii se regăsesc înapoi în investiții sau nu? Nu. Adică iei cu o mână, dar nu dai nimic, nici măcar cu jumătate de mână, înapoi către Rămașcani. De asta consider că managementul compania PASERV este dezastruos, este defectuos, dar este într-o bătaie de joc crasă față de Rămașcani. Iar acest lucru, din punct de vedere administrativ, l-a subliniat și l-a punctat astăzi domnul primar în discuțiile avute, din punct de vedere politic, este clar, cel care conduce astăzi CJ-ul, respectiv Ionel Arsenie și PSD-ul, își bat joc cu bună știință și doare în cot de Rămașcani. Asta este percepția și părerea mea. În aceste condiții, plecarea de la Apa Neamț și trecerea la Marsacis, respectiv la Apa Vital, se mai fac demersuri sau unde... Sigur că demersurile s-au blocat, având în vedere decizia companiei de a nu agrea un expert care să evalueze exact suma pe care ar trebui să o înapoiem companiei în cazul plecării. Noi avem hotărârea de la Audi Aqua Neamț de ieșire din ADI cu această condiționalitate și suntem membri al Arsacis Iași. Deci din acest punct de vedere lucrurile sunt clare. Singura problemă este că, așa cum v-am zis, nu au agreat un expert care să stabilească exact care e valoarea de reziliere. Ne judecăm cu ei în instanță sau cum au creat? Au fost o refuz? A fost, nu, în instanță a fost o anulare a unei hotărâri de reziliere a contractului, care a înaintat-o Consiliul Local de la acea dată, în 2019, dacă mi-adun bine aminte, care a fost anulat de instanță. Bun, dar refuzul acesta de a crea un expert e verbal? Adică au zis, nu-l vrem pe acesta, dar vrem altul, nu... Nu s-au făcut, nu am avut demersuri mereu pentru aici. S-au făcut demersuri scrise la care nu am primit niciun răspuns, tocmai s-a discutat și astăzi. Adică a pasă refuză cu altă cuvinte. Nu există căi legale prin care se... Nu recunosc, adică aici trebuie să fii de bună credință. Exact cum am zis, dacă nu poți să faci un serviciu, spui, domnule, nu sunt capabil să-l fac. Atunci... Nu mai fac, nu pot să fac, nu-i profitabil, să zicem, da? Nu pot să-l duc la bun sfârșit, atunci mă dau deoparte, las pe altcineva să vină să ofere servicii de calitate oameni, că noi asta vrem, să fac, să poată oferi servicii. În contract este stipulat, spuneam și domnul deputat mai devreme, în contract este clar stipulat că să ai și continuitate. Adică apa trebuie să fie continuă, 24 din 24, sigur, poate să fie o avarie, odată poate să nu se ia oricine. Acest lucru apa se nu respectă. Tot în sarcina operatorului, adică lui APA SERV, este schimbarea conductelor. Nu respectă nici asta, nu investește nimic. Nu vrea nici expert. De ce nu vrea expert? Pentru că Rămașcanii, da, orașul Roman, populația orașului Roman, reprezintă o sursă de venit importantă la bugetul companiei APA SERV. Că noi Rămașcanii, oameni cinstiți, ne plătim când ne vine factura acasă, plătim servicii de apă și canalizare. Doar că operatorul uită că are în datorie să ne furnizeze apă 24 în 24, să avem calitate la apă și să avem rețelele schimbate pentru a avea continuitate. Să nu avem... Care este soluția? Eu asta mă întreb. Noi am discutat asta foarte clar. Am început, vă aduceți aminte, discuțiile cu ani în urmă cu APA Vital. Nu a fost nicio ambiție de a schimba operatorul. Eu știu așa, că dacă mă duc la frizer și mă sluțește, mă duc la frizer, nu mă mai duc tot la ăla. Așa mi-a spus-o și lor foarte clar astăzi. Din momentul de, în momentul de față, APA SERV furnizează Romanului un serviciu sluțit. Noi am pornit acest demers, da? Pentru a căuta un alt operator. Ce au putut să facă ei, sublineați noastră foarte bine, după tot ceea ce s-a produs și am ajuns în etape înaintate, au blocat prin faptul că nu numelizează un expert din lista de cei 5 pe care primăria deja le-a înaintat-o. I-am somat și astăzi, ca în timpul cel mai scurt, să înainteze o nominalizare sau două de expert pentru a putea să intrăm în faza următoare a lucrurilor. Deci ce au făcut? Au blocat printr-un proces în care au anulat o decizie și a doua
prin faptul că nu nominalizează acest expert. Și pe această temă i-am somat astăzi, în timpul cel mai scurt, să nominalizeze acest expert ca lucrurile să meargă mai departe. Deci cine spuneți că suntem, de fapt, o statici unei societăți incapabile să-și facă treba? Da, într-un fel. Într-un fel, da. Și, de și, nu are și lupta, lupta noastră tocmai asta este, să ieșim din această... Pe scurt, acum pe final, ca să înțeleagă Romașcani, ce urmează? În câte zile se va normaliza cât de cât programul de apă și ce etapă? Așa cum ați văzut și decizia Comitetului Local pentru Situații de Urgență, primul punct a fost acela de a prelua apă suficientă de la Apa Vital, pentru a o livra Romanului să nu mai avem opriri pe timp de zi. Asta e primul, ca se și poate face se imediat, se poate face. Da? Doar apa servul trebuie să dea comandă la apa vital și să lase în rețea să intre mai multă apă. Punct, asta e primul. Da? Ei spun, ca să completez acum în ședință, au spus că au și făcut acest lucru. Eu mă îndoiesc, dați-mi voie să mă îndoiesc. Și am spus asta înseamnă că de săptămâna viitoare intrăm în program normal. Și au zis da. Asta este prima, după aia este varianta, următoarea etapă, pe termen imediat în care trebuie să intervină la zona de captare, prin anumite praguri, s-a discutat în prima fază. Ca să aducă apă în vom de creat o acumulare pentru a mări volumul, chiar dacă pierderile rămân, dar măcar să avem volum de apă acolo și exact solicitarea de care vorbeam mai devreme de forțare a numirii unui expert care să facă această auditare și prioritizare. Ce trebuie să plătim în cazul în care plecăm. În completare, domn primar, acele praguri, am spus și în ședință, acele praguri de colmatare despre care se vorbește, care să permită apei să ajungă în puțuri, sunt făcute din 2020. Am dat atunci, în perioada respectivă, hotărâre de Comitetul Județean de Situații de Urgență și s-au făcut acele lucrări. De asta, eu spun ce susțin ideea de mai devreme, cei de la APASERV, eu consider că e o companie mincinoasă, o companie care, efectiv, minte clientul. Întreba doamna Claudia Matei mai devreme și foarte bună întrebarea, care e perspectiva? Perspectiva din punct de vedere și administrativ și politic, că suntem toți trei romașcani care suntem în fața dumneavoastră, cred că e identificarea unui operator bun, profesionist, găsirea sau depășirea acestor hățișuri legislative, birocratice, de multe ori, ați văzut ce au declarat și colegii, băgate în față de cei de la APASERV, de a depăși acest cadru birocratic și de a reuși să angajezi Romanul la un alt operator, respectiv Apa Vital, că e cel mai apropiat și un operator destul de bun sau foarte bun la acest moment în piață. Varianta 2 e ca în perspectiva lui 2024 să nu mai avem aceeași conducere nefastă care își bate joc de nemțeni și de rămașcani în special la CJ, să câștigăm alegerile și după aia să reformăm această companie APASERV și să avem tot ce înseamnă susținerea financiară și un management de calitate prin care să vii să investești masiv acolo unde ai probleme și să rezolvi problemele oamenilor. Pentru că fie că ești director la PASER, fie că ești primar, secretar sau deputat, președinte de CJ, acolo ești cu o anumită misiune. Misiunea este să faci bine pentru comunități și pentru oameni. Asta e principala misiune. Restul misiunilor sunt secundare. Dar principala misiune este să faci bine pentru oameni. Eu vă mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim.